UTA putea obține un rezultat pozitiv la Oradea, însă o gravă greșeală de arbitraj a schimbat soarta partidei. În primul minut de prelungiri al meciului dintre FC Bihor și UTA, la scorul de 1-1, arădenii au reușit să înscrie. Surugiu a pasat în centru pentru Apostu, la marginea careului mare al bihorenilor, iar atacantul a trimis mingea în plasă. Golul a fost însă anulat, după ce tușierul Mihai Spânu a semnalizat greșit offside. Două minute mai târziu, gazdele au marcat pentru 2-1. Sfârle a centrat de pe dreapta, portarul Oberhauser a ieșit greșit, iar fundașul Lupu a trimis cu capul în poarta arădeană. Imediat după gol, centralul a fluierat finalul partidei. E cel mai dureros lucru care îi se poate întâmpla unui antrenor. Dă-mi al doilea gol minutul 60, dă-mi în minutul 70, nu mi-l da minutul 94. Asta a fost să fie, îmi fericit băieții, au jucat admirabil, s-au autodepășit. Dacă avem atitudinea asta la fiecare meci, eu zic că nu vom avea niciun fel de probleme în a câștiga meciurile. Era păcat dacă astăzi pierdeam, la 1-0 ne-am creat două ocazii, singur cu portarul Lucaș de a marca. Am avut om în plus în repriza a doua și pe sfârșit am reușit să marcăm. Felicit echipa pentru dăruire. Lucru cel mai important astăzi au fost cele 3 puncte. Cele două echipe vor juca miercuri în faza 5-a Cupei României în deplasare. UTA pe terenul Electrica din Timișoara cu Ripensia, iar FC Bihor cu FC Hidișeul de Sus, grupare care le-a eliminat pe Național Sebiș și Șoemi Pâncota.